Odată cu ridicarea restricțiilor și numărul micuților cititori a început să crească, deoarece copiii pot acum să vină însoțiți de părinți să-și aleagă titlurile preferate. În topul volumelor împrumutate se numără cărțile cu ilustrații. Vin mai mulți acum, odată ce s-au ridicat restricțiile, pentru că pot veni și însoțiți de părinți să-și aleagă cartea dorită sau cartea recomandată de bibliotecar și foarte mare măsură și de către părinți. Cei mici doresc foarte multe cărți cerute, sunt cele cu benzi desenate. Sunt cărți care au multe imagini, care au text puțin și le preferă. Preșcolarii preferă conii, de exemplu, și cărți cu foarte multe ilustrații sau pe care ei le pot manevra cu ușurință. În cazul adolescenților, în topul preferințelor se menține Harry Potter, chiar și după atâția ani de la apariția primului volum al seriei. Vin însă din urmă și alte lecturi, precum Jurnalul unui puști. Cei mari au rămas ca preferință și la Jurnalul unui puștoaice și la Jurnalul unui puști, dar rămâne în continuare și celebrul Harry Potter pe lista lecturilor celor mai citite cărți. Este important să respire, să bea apă. Este foarte important că foarte mulți părinți au înțeles necesitatea lecturii și se ocupă ca celor mici să li se citească aproape în fiecare zi. Vedem după numărul de cărți împrumutate că li se citește și așa copiii ajung să citească și ei când merg deja la școală. Cu toate că unii copilași nu pot încă să citească singuri, au devenit clienți fideli ai bibliotecii. De altfel, în cadrul Bibliotecii Județene Petre Dulfu Baia Mare, în fiecare an, la sfârșitul lunii, mai sunt premiați cei mai fideli cititori, tocmai pentru a încuraja lectura.